Salut! Dacă în lecția precedentă noi am făcut un document în care orice profesor, pe care orice profesor poate să-l facă și în care el poate să adauge link-ul către conferința lui, astăzi o să presupunem că mai multor profesori le-a plăcut ideea, așa că vor și ei să aibă așa un document. Nu, în unijere, noi putem să facem o copie și pentru ei, mai ca copie, în loc de acest text scriem numele celuilalt profesor, de exemplu. Surcanu Marin. Îl împărțim cu același grup de persoane și apăsăm OK. Iată, avem documentul ăsta. Desigur, noi putem să-i dăm persoane respective dreptul de a modifica documentul. Asta se adaugă, iată aici, se adaugă adresa lui de e-mail și după asta el poate să editeze documentul. Eu, între timp, am făcut mai multe copii. Iată, în mapa asta avem, iată, acești profesori.